O femeie și-a lovit soțul cu o cărămidă în cap, iar o alta și-a înjunghiat concubinul. Ambele erau băute. Conform mesajul.ro, în localitatea Băimac, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că, pe fondul consumului de alcool, un bărbat a fost agresat de soția sa, fiind lovit în zona capului cu o cărămidă, informează știri pe surse.ro. Victima a fost transportată la o unitate medicală, prezentând mai multe plăci deschise la nivelul capului. Față de autoare, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Și la Tulcea, o altă femeie și-a înjunghiat concubinul. În localitatea Niculițel, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că, în urmă a unui conflict spontan, un bărbat a fost înjunghiat în zona abdominală de către concubina sa, rezultând decesul acestuia. La fața locului a fost identificată femeia, care a declarat că bărbatul ar fi încercat să o agreseze, iar pentru a se apăra, l-a înjunghiat pe acesta cu un cuțit. Din primele verificări, a rezultat că cei doi concubini sunt cunoscuți cu un mod de viață deficitar și consumator de alcool în mod excesiv, dar nu au fost înregistrate în trecut scandaluri între aceștia, relatează mesajul.ro.